Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Toată lumea îl cunoaște pe actorul Horațiu Mălăele, dar astăzi aflăm mai multe despre graficianul Horațiu Mălăele. O cunoaștem pe Aida Pascu, cea care a obținut titlul de tânăr interpret al anului la Oscarurile muzicii clasice. Claudiu Istodor ne invită la teatru, apoi vorbim despre cărți nou lansate și despre cărți apreciate de public. Iar Mike Godoroja ne spune totul despre ultima lui piesă în colaborare cu Marius Mihalache. Începe Jurnalul Cultural. Într-un spațiu neconvențional, actorul, regizorul și graficianul Horațiu Mălăele prezintă publicului bucureștean o nouă serie de lucrări de grafică. Acestea pot fi văzute la The Lobby, hub de artă contemporană, coprodus cu galeriile Rădulescu și Rotenberg-Uzunov. S-a scris și s-a vorbit mult despre grafica lui Horațiu Mălăele și pe bună dreptate la superlativ recunoscut grafician profesionist de Uniunea Artiștilor Plastici are în palmares mai mult de 50 de expoziții personale atât în țară cât și în străinătate. Paris, München, Buenos Aires, Toronto sau New York sunt câteva dintre orașele care au găzduit desenele și caricaturile lui. În momentul în care m-am expus înseamnă că am crezut că și dumneavoastră doriți acest lucru. Dacă v-am greșit cu ceva, vă rog să vă cereți iertare. Grafica lui Horațiu Mălăele, cu tonurile ei umoristice, dulce amărui, caustice, senzuale și delicios de expresive, vine să încânte publicul într-un spațiu neconvențional, hub de artă contemporană, coprodus de galeriile Rădulescu, Rotenberg-Uzunov și The Lobby. Bine ați venit la un eveniment absolut special. Galeria noastră, Galeria Rotenberg-Uzunov, vrea să democratizeze arta. În acest sens, să mergem noi către consumatorul de artă, nu să așteptăm să vină la noi. Una din primele manifestări este aceasta, să facem expoziție într-o locație specială a Bucureștiului, care permite expunerea lucrărilor și cu cine am început, normal, cu unte cei mai îndrăgiți artiști români ai vremurilor noastre, Horațiu Mălăele, care este actor, este regizor, este, nu știu, toate felurile de artă. Vorba lui Ion Caramitru, acum în prima expoziție în 2020, când am făcut-o, face orice, cred, și tumbele le face extraordinar. Acest om îl iubim și am vrut să-i dedicăm această expoziție și această expoziție va fi specială pentru că vom avea pastele Horațiu Mălăele, cocktail Horațiu Mălăele, totul va fi dedicat lui, cât și noi ca și galerie. Este o acțiune împreună făcută, toate aceste părți, și vreau să vă spun că sigur va fi o reușită, pentru că niciodată nu ne temem de lucrurile speciale. Acest prim pas în democratizarea artei, în plimbarea artei către consumatori, este un început care va urma spectaculos prin alte manifestări. Expoziția poate fi vizitată până pe 17 februarie. International Classical Music Awards, cele mai cunoscute și apreciate premii ale industriei discografice internaționale, au anunțat azi cele 26 de premii. Juriul internațional și independent a ales câștigătorii dintr-o listă cu de 375 de nominalizări, cu o mare varietate de artiști și de case de discuri. Aceste premii, printre cele mai importante la nivel mondial, sunt deseori numite Oscarurile muzicii clasice. Au fost acordate 10 premii speciale și 16 premii pentru producții audio-video. Titlul de tânăr interpret al anului i-a revenit sopranei Aida Pascu. Reprezentând Radio România Muzical, din juriu a făcut parte și managerul acestui post, doamna Cristina Comandașu, muzicolog cu o importantă activitate în domeniul actualității discografice, care se află în studioul nostru, alături, bineînțeles, de soprana Aida Pascu. Bună seara, mulțumesc foarte mult că ați venit la mulți ani și felicitări! Bună seara, mulțumesc, mulțumim foarte mult! În primul rând, aici la masa Jurnalului Cultural nu au loc emoțiile, asta ca să stabilim de la început. Și în momentul în care câștigi un premiu atât de important, cu atât mai mult. Sigur. Spune-mi ce a însemnat premiul ăsta pentru tine și dacă te așteptai, nu știu, când te înscrii așa la un concurs, te gândești, nu o să câștig oricum, sau te gândești, eu oricum câștig, deci stau liniștită?
Nici una, nici alta. Mă gândesc că este o oportunitate de a câștiga experiențe noi și mai ales de a primi un feedback de la un juriu autorizat, de la un juriu important. Deci, în orice caz, fie că aș câștiga un premiu, fie că nu, pentru mine este câștigul profesional oricare ar fi. Indiscutabil. Exact, oricare ar fi situația. Doamna Comandaș, având în vedere că s-a pronunțat aici cuvântul juriu și că dumneavoastră din 2019 faceți parte din juriul acestui concurs, hai să le spunem și telespectatorilor noștri un pic cum funcționează lucrurile, ce se întâmplă, cum e structurat concursul, pentru că e un concurs foarte greu, ca să-i zic așa, și da, foarte este serios. Este un concurs greu. În primul rând, este un concurs important pentru că acesta este singurul juriu din industria discografică mondială total independent de industrie. Așa. Sunt doar jurnaliști muzicali, sunt de la 20 de publicații, radiouri, în fine, media culturală, dintre cele mai importante, din cele mai importante țări europene, care, de fapt, în fiecare an pot să propună și trebuie să propună minim 10 producții la fiecare categorie. La fiecare categorie se consideră că este nominalizat discul care întrunește selecția a cel puțin 2 membri ai juriului și apoi urmează 3 runde de votare, astfel încât să se aleagă premiantul pe fiecare categorie. Așa rezultă cele 16 premii despre care vorbeați, care sigur sunt organizate de fapt pe genuri muzicale. Cele 10 premii speciale sunt fiecare membru al juriului are voie pentru anumite premii să facă propuneri, cum este cazul tânărului interpret al anului, cum a fost cazul compozitorului anului sau artistului anului. În cazul de față, eu am auzit-o pe Aida Pascu, care a participat la un proiect Radio România Muzical la Bursa Moștenitorii României Muzicale. Mi-am fost foarte impresionată de vocea ei și mi-am dat seama că într-un context internațional va avea succes și aici nu m-am înșelat deloc, pentru că am depus candidatura ei, sigur se depune cu audio, cu video, cu un CV, tot materialul și apoi juriu, la fel independent, fiecare acasă la el, stă și ascultă și pune puncte și cine are cele mai multe puncte, acela câștigă. Dar cât de important este premiul ăsta la nivel internațional din punctul dumneavoastră de vedere al juriului și după aceea o să te întreb și pe tine cât de important e pentru CV-ul tău acest premiu. În primul rând este recunoașterea și a industriei și a media de muzică clasică la nivel mondial. Presa specializată. Și există această garanție a valorii celui care primește premiul, fără să fie influențată niciun fel de industria discografică sau în alt fel, pentru că juriul este complet independent. Iertați-mă, de industria discografică înseamnă de vânzări. Nu? Sau ce înseamnă asta? Nu, înseamnă de casele de discuri, casele de care discuri pot face lobby sau pot pur și simplu să cotizeze pentru anumite premii, am așa înțeles cum se întâmplă în alte locuri. Am înțeles. De fapt, în alte locuri, alte premii intră în competiție casele discografice. Ele propun, ele selectează, deci marketingul și mai puțin... Și cu siguranță că se gândesc la vânzarea de discuri. Până la urmă tot acolo ajungem. Apoi, acest Oscarurile muzicii clasice nu este ceva întâmplător, nu juriu a spus asta, ci ceilalți despre celelalte premii. Premiile au un foarte mare prestigiu printre interpreți și sunt... o garanție, mai ales pentru cei care au foarte mare valoare, dar poate nu se bucură de marketingul pe care l-ar merita. Pentru că astăzi, din păcate, promovarea, marketingul pot să facă un artist care e de fapt mai slab profesional, să-l aducă să-l mai în față, foarte sus, sigur. Dar pe unul care este foarte bun, dar nu se bucură de instrumentele astea, să rămână mai în spate. Aici este garanția că valoarea este în față. Și de-aia eu cred că premiul acesta pe care Aida îl va primi în mână pe 12 aprilie la Valencia este foarte important și este, eu sper, o garanție pentru o carieră internațională pe care ea o merită. Eu sper să aibă și norocul, că până la urmă doar de noroc mai ține. În rest, cum se vede și din laudații făcut de juriu, ea are tot ce îi trebuie pentru o carieră internațională de cel mai înalt nivel. Spune-mi și mie, așa, într-un minut, despre cariera ta, când ai început, cum ai început, cum ți-ai dat seama, cu cine ai studiat, cât ai studiat, ce s-a întâmplat până în momentul ăsta în care vorbim despre premiul acesta important? Eu provin dintr-o familie de muzicieni. Așa. Ambii mei părinți sunt cântăreți de operă, iar tata este și dirijor.
Și am crescut în acest mediu artistic. Cumva era normal drumul ăsta, probabil, pentru era tine. Normal, dar mai există și copii de muzicieni sau de artiști în general care nu aleg același drum. Pentru mine a fost foarte, foarte simplu. Am știut dintotdeauna că îmi place foarte mult muzica de operă. Am preferat mereu și seriozitatea și etica acestui domeniu, să spunem. Mi-a plăcut dintotdeauna. Și am simțit că am, că am acest scop, că asta îmi doresc să fac. Și deci, când ai început să te pregătești în mod serios pentru o carieră, nu așa ca hobby? În liceu am început să apar și în concerte. Eu am fost în corul de copii al Operei Naționale București de la 8 ani. Deci, totuși, într-un mediu profesionist am fost. Sigur. De mică. Și am văzut ce înseamnă și lucrurile în teatru. Deci, cumva, pregătită... Și disciplina de acolo. Exact. Am început să mă pregătesc și să mă disciplinez de mică în această direcție. Dar ca solistă am început în concertele corului de copii și ulterior în diverse concerte, în diverse contexte din liceu și facultate. Mai avem 2 minute și le împărțim așa. O să vă întreb pe dumneavoastră ce alte nume de români au fost... nominalizat. Da. Ce nominalizări au mai fost? Deci anul acesta, cu cine ne mai mândrim, de fapt, da, asta e întrebarea. Nominalizații au fost producții pe care apăreau numele lui Cristian Măcelaru. Așa. Apoi Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj pentru o producție de operă, Bucharest Symphony Orchestra pentru un disc Schumann și Quartetul Arcadia de la Cluj pentru un disc din integrala Mecislav Weinberg. Am mai avut și numele Clarei Haskil pe discul care a câștigat la categoria Historical Recordings, înregistrări cu Herbert Horn, care e, de fapt, în prim plan. Deci, acestea au fost anul acesta. Iar pe tine, bineînțeles, că te întreb unde te mai putem vedea, unde te putem auzi. Știu că acum, peste câteva zile, la Brașov, există un spectacol, un concert. Spune-ne tu mai mult. Pe 27 ianuarie, la Brașov, am fost invitată la operă să cânt Donna Anna în Don Giovanni de Mozart, rol pe care l-am debutat anul trecut la Opera din Cluj. Urmează un concert pe 6 februarie în Viena, o colaborare cu opera din Modena, Italia, cu care voi avea un contract și în octombrie și noiembrie, împreună cu teatrele Piacenza și Reggio Emilia, unde voi debuta Elcia în Muzee in Egitto de Rossini. Deci cariera e deja internațională. Așa este. Și ne bucurăm foarte mult și dorim succes și vă mulțumim foarte mult că ați venit să ne povestiți despre acest concurs și vă lansez o nouă invitație să vorbim despre programele Radio România Muzical, pentru că am mai vorbit aici și sunt extrem de importante și de interesante pentru noi. Felicitări încă o dată și vă mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi. Vă mulțumim. Muzeul Farmaciei din Cluj-Napoca își redeschide porțile după o perioadă de renovare și de extindere. Adăpostește peste 7.000 de obiecte autentice care spun povestea evoluției farmaciei și medicinei în Transilvania. Vizitatorii pot admira aparatură medicală veche și obiecte prețioase. Toate reflectă atitudinea față de sănătate și de boală de-a lungul secolelor. Muzeul este găzduit de Casa Hinț, care păstrează decoruri farmaceutice unice din secolul al XVIII-lea. Praful de mumie, care datează undeva pe la secolul XVIII, era inhalat de oameni cu dorința de a trăi mai mult. Chiar lângă acesta avem, de fapt, și ochi de crab, se numesc, care nu sunt cu adevărat ochii unui crab, dar sunt, este o anumită secreție produsă de ei care se întărește, care era folosită tot la această dorință de o viață mai îndelungată. Muzeul a fost închis pentru restaurare și extindere în 2018 și a redeschis porțile pentru public cu o colecție impresionantă chiar de Ziua Culturii Naționale. Muzeul Farmaciei include 7.000 de bunuri legate de istoria farmaciei și peste 200 de piese de aparatură medicală. S-au dus foarte multe obiecte medicale și s-a extins chiar muzeul aproape de 2 ori mai mare decât era înainte, la subsol, unde poate fi văzută și o masă de operații, este și patul de
la care lucra Iuliu Hațeganu. Vom avea chiar un ghidaj electronic în mai multe limbi, deci oricine poate să vină aici chiar când nu sunt muzeografii liberi. De asemenea, avem și o cameră specială pentru pedagogie muzeală, unde pot veni copii, adulți sau familii și se pot face diferite activități care au făcut într-o farmacie și în trecut, precum este facerea de săpun. Spațiul muzeului este unul generos de peste 300 de metri pătrați. Oficina, sala unde se vindeau produsele, camera materialis, laboratorul, dar și camera de depozitare oferă o incursiune în atmosfera unei farmacii tradiționale. Dacă farmacia nu mai există, atunci măcar este muzeul și sunt multe piese și multe piese și de mobiliar care au fost aici în farmacie. Aici ne găsim chiar la birou în care lucra bunicul, străbunicul, străstrăbunicul și străstrăstrăbunicul. Așa că aici a fost important să păstrez această oficină. O parte din mobilierul vechi a rămas pentru a da autenticitate spațiului, dar a fost creat un nou concept expozițional. În timpul lucrărilor de renovare s-au descoperit noi lucruri de care nici moștenitorul casei Hinz nu știa. Vorbim despre mai multe obiecte farmaceutice ascunse, dar și despre un adevărat tezaur care poate fi văzut la subsolul clădirii. Tot aici a fost descoperit un zid roman. În afară de ce am descoperit în cursul cercetărilor arheologice din timpul construcțiilor și sigur că pe mine ca arheolog mă impresionează mai mult zidurile romane, fiind și romanist, am descoperit și un tezaur monetar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Este povestea unei epidemii de holeră din a doua jumătate a secolului, care a afectat evident și l-a afectat pe cel sau pe cea care a îngropat tezaurul, pentru că nu l-a mai descoperit. Vizitatorii pot afla informații inedite despre rețete uzuale sau ciudate, precum praful de mumie, elixirul dragostei, care are la bază vin roșu și scorțișoară, o pastă de dinți realizată din cochilii măcinate sau alte oase amestecate cu miere, antiinflamatorii realizate din glande anale de castor sau oase de arici, care stau la baza unor produse folosite împotriva căderii părului. Renovarea casei Hinz a fost făcută printr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii, dar și din veniturile proprii ale Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei. Costurile privind amenajarea expoziției s-au ridicat la 200.000 de euro. Chiria este plătită de Ministerul Culturii. Muzeul poate fi vizitat zilnic între orele 10 și 18. Costul biletului este de 30 de lei pentru adulți, 15 lei pentru pensionari și 7,50 lei pentru elevi și studenți. A venit momentul să aflăm ce s-a întâmplat în această zi și ce personalități au marcat în timp această dată. Pe 18 ianuarie s-a născut Ioan Slavici, scriitor, jurnalist și pedagog. E autorul nuvelelor Moara cu noroc, Popa Tanda, Budulea Taichi și Pădureanca, dar și al romanului Mara. Cele mai apreciate ecranizări românești sunt făcute după scrierile sale. Pe 18 ianuarie 1892 s-a născut Norval Hardy, cunoscut sub numele de Oliver Hardy, Babe sau Bran, rolul său jucat în duetul comic Stan și Bran. Actor și regizor Oliver Hardy a fost partenerul lui Stan Laurel din anul 1927. Nu sunt atât de prost pe cât arăți tu, i-a spus într-o zi Stan lui Oliver. A devenit una dintre cele mai savuroase replici ale celor doi comici, care au făcut împreună peste 120 de filme, dintre care o serie de scurtmetraje mute. Pe 18 ianuarie 1904 s-a născut unul dintre cei mai fermecători actori din industria filmului, Cary Grant. Un simbol al eleganței masculine, Cary Grant a fost actorul preferat al regizorului Alfred Hitchcock, care l-a distribuit în cele mai importante filme ale sale. Cariera lui s-a întins pe 3 decenii, iar într-un interviu afirma glumind: toată lumea vrea să fie Cary Grant, chiar și eu vreau să fiu. Tot astăzi, 18 ianuarie, s-a născut una dintre cele mai importante voci ale noastre, Elena Moșuc. A fost pe rând Norma, Margareta, Lucreția Borgia, Maria Stuart, Anne Boleyn sau Violeta. E recunoscută ca una dintre cele mai versatile și mai expresive soprane ale epocii moderne. La mulți ani! Arta nu spune doar povești frumoase. Arta vorbește și despre durere și umanitate în toate formele ei. Un student la conservator a fost condamnat la muncă silnică de regimul comunist. A avut o viață tristă, sfârșită în cimitirul săracilor din Galați. Aflat la bicaz, umilit, bătut, batjocorit, compune o doină de pușcărie.
N-ar fi aflat nimeni de ea dacă nu ar fi fost aleasă în filmul cel mai iubit dintre pământeni. E acea secvență legendară în care Ștefan Bănică e provocat de Ștefan Iordache cu cântecul La chilia în port. Mike Godoroja și Marius Mihalache au fost fascinați de această poveste și au plecat în căutarea autorului piesei, Puiu Spiru, lăutarul deportat. O poveste fascinantă despre care vom vorbi astăzi seară chiar cu Mike Godoroja, invitatul nostru în studio. Bună seara, mulțumesc foarte mult că ai venit și îți mulțumesc că, iată, lansați un nou cântec, dar un cântec cu o poveste profundă, complexă. Da, este o întreprindere care... pe care am început-o acum 3 ani de zile împreună cu Marius Mihalache și a durat atât de mult pentru că nu este o piesă de care să te atingi ușor. Sigur că impactul pe care l-a avut filmul și mai târziu o serie de piese lăutărești au preluat-o și au schimbat-o din titlul original La Dobrogea, așa cum l-a scris Puiu Spiru, căci el este autorul piesei, în La chilia în port, a făcut practic din piesa aceasta o piesă națională. Dar spune-mi, cum ați ajuns la poveste? Cum s-a întâmplat acum 3 ani? Ce s-a întâmplat acum 3 ani când ați început acest drum împreună? Uite, am găsit pe net această fotografie. Vezi că s-a schimbat. Ok. Deci am găsit pe net această fotografie imediat. Așa. În fine, nu mai găsesc. Bun. Care este al Puiu Spiru? Da. Și am fost foarte intrigat de faptul că este atât de puțin cunoscut cât este cunoscut Ionel Tudorache, de exemplu. Practic este hitmakerul acestei piese. Și intrând să citesc povestea lui, mi-am dat seama că el este de fapt o figură de legendă pentru panoplia deținuților politici. Practic, el n-a fost declarat un erou, nici n-ar fi putut să aibă șansa de a deveni un erou, pentru că el a fost unul dintre mulți care s-au chinuit în acea perioadă, el a fost la Bicaz. Dar piesa, ceea ce m-a frapat, are o corespondență peste mări și țări. Vorbești de frații Cohen. Da, cu o piesă, să zicem, din istoria muzicii country, care se numește I'm a Man of a Constant Sorrow. Eu sunt un om al permanenței tristeți. Și care este piesa centrală a filmului Oh Brother, Where Art Thou? A fraților S-a tradus Cohen. Marea Hoinăreală, m-am uitat pe internet, da. E un film din anul 2000. Da, este o traducere nefirească, dar it doesn't matter. Ok, e important francezii. Să spunem și titlul românesc pentru cei care recunosc după titlul. Filmul m-a frapat, mi-a plăcut, este unul dintre filmele favorite, dar piesa are corespondențe de mesaj și de trăire puternice. Ori eu provenind ca pregătire dintr-o zonă de jazz și blues, unde mă simt la locul meu, mi s-a părut mai degrabă interesant pentru noi, pentru mine și pentru Marius, să facem un demers creativ și nu unul de cover, nu unul de replică. Și cum ați făcut? Ce ați făcut? Cum ați adus la oaltă doina cu bluesul și cum au decurs? Au fost experimente de laborator în studio la mine sau la Marius. Marius, de fapt, a și cântat cu Ștefan Iordache, a și participat în filmul Șerban Marinescu, cum și Marius a declarat-o în realizarea acestei piese. A fost o permanentă căutare. La început nu făceam decât să facem o copie, o neinteresantă replică. După care am început să intrăm în domeniul ăsta al balansului și feelingului de blues, bluesul fiind un limbaj universal, el nu mai e un apanaj al teritoriului nord-american, deci nu poți să spui, ai băgat cultura americană. Nu, cum nici folk-ul, nici jazz-ul, nici rock-ul nu mai aparțin teritoriilor de origine. Și lucrând în zona asta, Marius, fiind un foarte bun cunoscător al muzicii lăutărești și pe de altă parte cântând jazz, eu, fiind în teritoriul de blues rock prezent, s-a întâmplat o chimie pe această piesă. Iar rezultatul a apărut de-abia acum și este și o producție de studio foarte laborioasă, așa că ca date de, să zicem că ar putea fi o premieră, este o piesă compusă
eminamente analog, adică fără computer. Fără computer, așa cum se făcea odată. Da, pe bandă am înregistrat-o, pe echipamente cu lămpi, n-a fost un milimetru de digital în această producție. De asta poate am citit undeva că nu mai respectați nicio regulă din vechile colaborări, voi doi. Da, adică ne-am învins propriile cutume. Într-un fel, și eu și Marius, care este împreună, cu care sunt împreună de aproape 25 de ani pe scenă, ne creasem niște reflexe artistice. Și nu a fost greu să renunțați la ele? Ba da, și ne-am asumat un risc. Acest risc pentru că piesa asta este puternic, are o puternică amprentă emoțională în rândul publicului. Dar chiar, care au fost reacțiile? Reacțiile au fost majoritare de wow, minoritare de incriminare, ceea ce per ansamblu a fost, cred că în afară de piesa Vă rog să aveți o viață frumoasă, care a intrat în repertoriul de nunți, aceasta este următoarea piesă care a creat valuri în... Și va face parte din albumul Viață, este o trilogie, Iubire, Armonie, Zbor. Oamenii, pe de o parte, au fost foarte surprinși de direcție, pe de altă parte, cei cu wow. Ceilalți însă n-au acceptat absolut deloc schimbarea față de original. Ăsta e riscul pe care noi ni l-am asumat, pe de o parte, iar pe de altă parte e foarte ofertantă din punct de vedere estetic. Piesa la bază este nu numai un imn al durerii, dar este și o formă de expresie foarte sinceră. Mai avem un minut din discuție și te-aș întreba ce urmează pentru tine. E începutul unei noi etape, mergi pe drumul ăsta, o să mai cauți alte piese pe care să le abordezi în același fel sau te întorci în zona ta de confort și... Este o etapă, sau mai bine zis, o fațetă dintr-un evantai stilistic, așa cum va fi înfățișat publicului albumul Viață, care, repet, este o trilogie, un triplu album. Este o experiență de o viață pe care o am pe scenă și ca atare acolo sunt excursii în folk, în muzică progresivă, în blues, în rock music, în jazz și așa mai departe. Aș putea spune că este un sumum al propriilor mele așteptări. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit să ne împărtășești și nouă aceste lucruri și te mai așteptăm să vorbim despre proiectele tale viitoare, pentru că nu ne-am mai văzut de mult, de aproape un an, și noi suntem aici și tu lucrezi mult și vino să mai stăm de vorbă pe tema asta. Am chiar un lucru de surpriză pe viitor. Așa facem, te așteptăm aici. Mulțumesc mult de tot și felicitări încă o dată. Ziua Națională a Culturii Române a fost sărbătorită și la Casa Memorială Pictor Alexandru Țipoia. În parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului în România, Fundația Țipoia în Țipoia a organizat un eveniment excepțional dedicat celebrării memoriei înaintașilor noștri, sub genericul Neuitare, Memorie, Identitate și Celebrarea Culturii Naționale, rolul memoriei în familiile Țipoia și Pilat. Invitată de onoare a fost scriitoarea Monica Pilat, figură emblematică a culturii române contemporane. Totul s-a încheiat cu o seară cultural-artistică intitulată Căi spre cuvântul lui Eminescu. Au fost prezentate înregistrări din Arhiva Televiziunii Române, secvențe din spectacolele de muzică și de poezie realizate între 1987 și 1995 la Ateneul Român și la Sala Radio, versurile lui Mihai Eminescu fiind rostite de corifeii teatrului românesc. Invitata specială a serii a fost realizatoarea de televiziune Marilena Rotaru. La Casa Memorială Muzeu Pictor Alexandru Țipoia, poetul Mihai Eminescu a fost omagiat pe 15 ianuarie de ziua sa de naștere, care din anul 2011 este sărbătorită și ca Ziua Națională a Culturii Române. În cadrul evenimentului, intitulat Căi spre cuvântul lui Eminescu, pictorul George Țipoia a susținut prelegerea la aniversară Eminescu la 174 de ani. Sub genericul Miracolul Eminescian, în interpretarea maestrilor teatrului și muzicii românești, au fost prezentate selecțiuni din spectacolele de muzică și poezie susținute la Ateneul Român și la Sala Radio a Radio-Televiziunii Române între anii 1987 și 1995,
spectacolul din 15 ianuarie 1993 de la Ateneul Român, fiind realizat de Marilena Rotaru. Deci sunt documente filmate, sunt foarte importante. Sunt artiști care unii din ei ne-au părăsit și atunci sunt deja documente foarte importante pentru posteritate. Spectatorii prezenți la evenimentul de la Casa Memorială Pictor Alexandru Țipoia au avut privilegiul de a vedea sau revedea imagini de arhivă cu mari corifei ai teatrului românesc, rostind versurile eminesciene. Leopoldina Bălănuță, Mariana Buruiană, Ion Caramitru, Ovidiu Iuliu Moldovan, Adrian Pintea, Victor Rebenjuc. Un alt citat tot din Eminescu. Sute de ani, românii au fost, cel puțin indirect, stăpâniți de turci. Niciodată însă, în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuție limba și naționalitatea română. Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă sau indirectă a slavilor, dezvoltarea firească s-a curmat prin mijloace silnice. Tot ce aleargă și în șiruri se așterne, repaută sub raza gândirii ce eterne, iar adevărul, ca și păcatul mumii Eve, de față-i pretutindeni și pururea Aieve. Răsai asupra mea lumină lină, ca-n visul meu ceresc de orinioară. O, Maică Sfântă, pururea fecioară, în noaptea gândurilor mele, vină. Și că-n propria ta viață singur n-o știi pe de rost. O să-și bată alții capul, s-o pătrunză cum a fost? Poate vreun pedant cu ochii ce verzui peste un veac printre tomuri prăguite, așezat și el un brac, aticismul limbii tale o să-l pună în cântare, colbul ridicat din carte o să-l sufle în ochelare și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă în vreo notă prizărită sub o pagină neroadă. Poți zidi o lume întreagă, poți să sfarmi orice spune peste toate, o lopată de țărână se depune mâna care o doriți sceptru universului. Și gânduri ce-au cuprins tot universul în cap bine în patru scânduri. Sonoritățile poeziilor lui Mihai Eminescu s-au împletit cu cele ale marii muzici clasice în interpretări de referință semnate de Dan Grigore, Aurelian Octav Popa, Ion Ivan Roncea. E început de an și mai toate editurile își anunță titlurile, tendințele și premierele. Pe piața de carte, bătălia e acerbă și se dă pe mai multe fronturi. Despre asta vorbim în minutele următoare cu Magdalena Mărculescu, cea care conduce o importantă editură românească. Bună seara, mulțumesc foarte mult că ai venit. Sunt extrem de fericit de câte ori am cărți pe masa Jurnalului Cultural. Iată este momentul în care vi le ofer și dumneavoastră și cititorilor. Dar știi ce aș vrea să te întreb? Auzim foarte des sintagma asta. Un film bun, o carte bună. Ce înseamnă o carte bună? Cine hotărăște că e bună o carte? Hotărăște cititorul atunci când îi place? Hotărăște publicul atunci când o cumpără? Hotărăște editura atunci când o alege spre publicare? Cum e? Toată lumea hotărăște ce este o carte bună și nu poate hotărâ o instanță dintre cele pomenite de tine fără cealaltă. Bine, pot hotărâ pentru mine ce este o carte bună, dar nu pot hotărâ pentru ceilalți decât în măsura în care, de pildă, eu, ca editor, reușesc să-i conving pe ceilalți de ce este nevoie să citească o carte. Suntem în acest joc al plăcerii lecturii împreună. Beneficiile sunt ale fiecăruia, pentru că sunt puține activități care te ajută să treci prin tine și să mergi cu tine mai departe îmbogățit, precum
cititul unei cărți bune. Da, nu există o autoritate absolută. Sigur, există autorități, pentru că un editor bun alege cu anumite principii și este o muncă foarte grea și foarte plină de pasiune în spatele întregii întreprinderi. E și un risc, bănuiesc, pentru că tu alegi tu editură, alegi un titlu. În momentul în care ai ales titlu, ești convins că acea carte va fi un succes pe piață? Nu, niciodată. Este un risc financiar, dar este în primul rând un pariu de suflet și un pariu intelectual. Nu există o regulă absolută cum să faci să câștigi cititorii de partea ta, dar există pasiune și convingere și în momentul în care știi că îți place o carte, primul lucru pe care îl facem, fie că suntem simplu cititor sau un profesionist în lumea cărții, este să vorbim despre această carte. De fapt, noi acum asta facem. Vorbim despre cărți. Uite, tu ne-ai adus aici 4 titluri. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, din păcate, dar tu o să revii și o să continuăm discuția despre cărți. Hai să punctăm așa un pic. Cam ce ne-ai recomandat de aici? Sunt niște cărți absolut speciale. De ce le-am adus? Începem cu Demon Copperhead, semnat de scriitoarea americană Barbara Kingsolver. Este o carte care are 2 premii imense obținute anul trecut, Women Fiction și cel mai important premiu american, Pulitzer Prize. Este aici pe masă pentru că, iată, o instituție a determinat sau mai multe instituții au determinat că este o carte importantă, dar pentru că este o fantastică lectură. Este o carte foarte bine scrisă, este una dintre cele mai importante scriitoare în viață, Barbara Kingsolver. Este o poveste a devenirii unui tânăr dintr-un sat din Statele Unite ale Americii, un copil precum David Copperfield, orfan de tată, dintr-o mamă foarte tânără care este în plus și dependentă de droguri, care are un destin foarte, foarte greu, ca să nu zic tragic, dar îl salvează ceva. Faptul că are un umor extraordinar și un nemărginit optimism în viață. Cartea este o poveste foarte frumoasă. O să vă spun un lucru la un moment dat. În carte întâlnim fraza aceasta. O poveste bună este o poveste care nu doar copiază viața, ci care îi dă peste nas. Iată. Este și o carte cu valențe sociale, pentru că este vorba acolo de o problemă din Statele Unite, și anume criza opioidelor, o perioadă în care se prescriau pe rețetă medicală, da, pentru tratament droguri, de fapt, și de efectele pe care această tehnică de testare le-a produs asupra populației. Spune-mi altceva, voi alegeți să publicați mulți autori premiați. Crezi că premiile sunt o garanție a succesului pentru publicul din România? Aveți și premiul Nobel pentru literatură, autor publicat și așa mai departe. Nu, de pildă că premiul Nobel, da, este o garanție și Jan Fosse, scriitorul care a obținut, norvegian, care a obținut premiul Nobel și pe care noi l-am publicat, la fel cu Manier Nou, a fost premiată cu Nobel, au avut vânzări importante, dar Nino Haradjiștvili, pentru A opta viață, pe aici care a spus Mâna, da, care este o carte consistentă, o carte foarte importantă, are foarte multe premii care probabil nu sunt la fel de rezonante ca premiul Nobel. Și iată, este o carte care de mai mult de 10 ani continuă să aibă un succes pe măsură ce este tradusă. Deci nu e mai puțin valoroasă, ci din exact, contră. Exact. Ea a fost scrisă în limba germană. Este o saga pe 100 de ani, istoria Georgiei, la marginea, o poveste la marginea Imperiului Rus. A fost comparată cu Război și pace și cu Un veac de singurătate, de asemenea, pentru realismul magic, pentru că avem o poveste pe generații. Firul comun este pasiunea pentru ciocolată, care este irezistibilă, dar în același timp și oarecum damnată. Pentru realismul magic a fost comparată cu Un veac de singurătate. Mai avem mai puțin de un minut și aș vrea să-mi spui următorul lucru. Ai observat în ultimii ani o schimbare a preferințelor publicului? Cumva, nu știu, acum 5 ani, acum 10 ani, se vindea mai bine ceva, un gen literar, și acum s-au schimbat lucrurile? Este un interes accentuat pentru non-ficțiune, e un interes în creștere și cred că se mai poate marca interesul pentru autori debutanți. Îmi pare rău că nu avem titlul, timp să discutăm despre... Continuăm am un discuția, exemplu în ambele cazuri.
o poveste absolut neobișnuită, cu remarcabile făpturi inteligente, care este o carte de debut și care este unul dintre bestsellerurile remarcabile ale vremilor noastre, cu un potențial comercial extraordinar, scris de o tânără autoare care a fost inspirată practic de un curs de creative writing. Și apropo de cărțile de non-ficțiune și ale autorilor români, am o recomandare despre care vreau să discutăm, Mijlocul vieții între echilibru și dezechilibru, al lui Silviu Dragomir, publicată acum o lună și ajunsă deja la al doilea tiraj. Te întorci în Jurnalul Cultural și continuăm discuția. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și ne-ai vorbit despre cărți și revin în jurnal. Mulțumesc încă o dată. Ieri, de ziua copiilor inventatori, instituită în memoria lui Benjamin Franklin, la Muzeul Național al Literaturii Române a avut loc atelierul de scriere creativă Inventatorii de Cuvinte. A fost unul dintre multele evenimente organizate la muzeu în cadrul săptămânii dedicate Zilei Culturii Naționale. Imaginația și creativitatea sunt două dintre cele mai importante abilități ale copiilor. Antrenarea creativității și inovației copiilor îi va ajuta pe aceștia la orice vârstă să dezvolte idei noi și să nu se mai teamă de necunoscut. Atelierele de scriere creativă reprezintă una dintre modalitățile de exprimare și de antrenare a gândirii inovatoare. Am făcut sute, foarte multe, de ateliere cu copii în care am citit, am creat, am discutat, totul foarte interactiv, am inventat cuvinte, iată, suntem la un atelier acum unde asta ne dorim, am găsit rime, ne-am deschis către această formă de literatură, care nu e deloc o literatură minoră, este ceva ce te pregătește pentru a citi marile romane, marea poezie de mai târziu. Fără momentul ăsta în care copilul să fie familiarizat cu poezia pentru copii, el nu poate deveni un cititor de poezie mare. Copiii sunt extrem de receptivi, sunt extraordinar de energici, dau energie la rândul lor, scriitorilor. Sunt extraordinar de au o imaginație extraordinară, dar dacă nu sunt puși în situația de a o folosi, cum îmi pare rău să spun, la școală nu li se folosește prea mult imaginația, deci de-aia sunt bune aceste întâlniri cu ei, ei chiar pot să creeze lucruri extraordinare. Potențialul creativ trebuie stimulat, cultivat și susținut prin lectură, de care noile generații tind să se depărteze, iar gustul pentru lectură, sub toate formele ei literare, trebuie deprins încă de la vârste fragede. Dorința de a citi e greu să fie stimulată atâta timp cât există această concurență teribilă a jocurilor, a internetului, dar cred că cel mai important este să oferim texte care să placă și să nu fie o chestie forțată, ci ca un medicament pe care îl iei împreună cu mierea, ca să fie mai dulce și să te facă bine. Da, cred că trebuie să oferim texte care să le placă și la care să acceadă fără să fie împinși de la spate. Și eu cred că în literatura română se scrie suficient de mult pentru copii, astfel încât ei să facă asta și, din ce văd eu, chiar se întâmplă. Atelierul Inventatorii de Cuvinte a avut loc la Muzeul Național al Literaturii Române și a fost dedicat copiilor cu vârste între 9 și 12 ani. Activitățile dedicate copiilor și inclusiv adolescenților rămân în programul cultural al muzeului pe tot parcursul anului. Piesa Prins în plasă, scrisă de faimosul dramaturg și actor britanic Ray Cooney, a înregistrat un succes uriaș pe scenele teatrelor din Europa și din America, fiind nominalizată în anul 2002 la premiile Olivier. Mâine, Bigamul după 20 de ani, în regia lui Gelu Colceag, se joacă la Teatrul Mic. Iar în seara aceasta l-avem invitat în studio pe actorul Claudiu Istodor, care interpretează rolul principal. Bună seara, domnule John Smith! Bună seara, good evening, cum good evening. S-ar spune, nu? Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să vorbim despre piesa asta de teatru. Plăcerea mea și mulțumesc pentru invitație. Pe care ați început-o când? Mâine seară e unul dintre spectacole, dar... Unul dintre spectacole, dar...
Am început repetițiile cu altă piesă, de fapt, în perioada de pandemie și am ajuns la asta. Cum așa? Deci, domnul director al teatrului de acea vreme, regizorul Gelu Colceac, voia să avem o comedie. O comedie care să, la care să vină lume mai multă. Și atunci, până la urmă, am ajuns la asta. Se numește Bigamul 2 sau, cum i-a spus, după 20 de ani. Exact. A avut o... Este o piesă Bigamul, care a avut un spectacol tot la Teatrul Mic cu domnul Dan Condurache. Acum vreo 30 de ani. Acum vreo 30 de ani, n-am socotit acum. Prin 1993. Probabil. Cam așa. Cam așa. Exact. Undeva pe acolo. A umblat prin țară, a jucat multe spectacole. E, și cumva s-a nimerit să jucăm, să se facă spectacolul ăsta. E o comedie, după cum spuneați, dar e o comedie care sunt, nu știu, ingredientele, de ce râde omul la această piesă? Cum e construită ea? Dramaturgul e foarte bun. E un dramaturg excelent, care scrie foarte bine, traducerea e bună, ceea ce e important. Sigur că subiectul este despre avatarurile, întâmplările și nefericirile și fericirile unui bigam. Așa. Bigam, pentru cei care nu știu, înseamnă un bărbat care are două soții. Așa. Ele nu știu una de alta. În Europa e ilegal și chiar se pedepsește cu pușcăria. În pe alte continente, nu. Evident că nu este un îndemn spre așa ceva. E o comedie, râdem de ce se întâmplă acolo, subiectul fiind destul de sexual, ca să zic așa, sau mă rog, cu tente, nu? Din fericire nu e vulgar. Pentru că subiectele astea tind și de multe ori, din păcate, ajung să fie vulgarități. Trec de o anumită barieră și se... Trec. Adică depinde, evident, de gustul, de bunul gust și bunul simț al celor care fac spectacolele astea. În cazul nostru, din fericire, nu e vulgar, chiar dacă vorbim despre așa. Această parte a vieții. Acum nu sunt foarte pudibond, nu-mi place să înjuri adevărat, dar sunt om și înțeleg omul cu toate părțile lui. Dar cum a fost rolul pentru dumneavoastră? A fost un rol complicat? E un text complicat de învățat, de jucat? Cu cine jucați pe scenă? Cum e? E un text complicat în sensul că am decis împreună, așa, și evident în primul rând domnul Gelu Colceac, să-l facem cumva, să nu prea facem noi pauze de gândire și de... Adică este superflu și mergem așa cam ca teatru franțuzesc, să spunem. Se leagă tot, uite așa. Totul merge foarte repede și în sensul ăsta e greu, pentru că ritmul ăsta trebuie păstrat și cu gând, cu tot. Și atunci e nevoie de niște repetiții înainte, totdeauna repetăm înainte, că altfel nu prea merge. Jucați des piesa asta? Jucăm nu foarte des. Și asta probabil că e o problemă, că cumva vă ieșiți din mână și după aia iară trebuie... Da, dar așa e la teatru. Așa e la teatru. În plus am avut și perioada aceea de pandemie, în care am început cu publicul, cu măști și din 3 în 3, puțini, la o comedie groaznic, să luci comedie cu publicul puțin și cu măști. Și să nu-l adică vezi, nu auzi, dar nu auzi reacții, da, care totuși te ridică, te duc înspre ceea ce ar trebui să fie acolo. Și după aia am avut și probleme cu sălile, am jucat în diferite săli, noi avem o nefericire cu Teatrul Mic, care a fost o parte din el, cel din Mile, declarat cu bulina roșie, deci partea cu publicul, noi jucăm acum acolo, pe Mile, doar pe scenă, gradene, deci eu practic o sală mică. Și mai aveam încă două săli mici, pe Gabroveni, așa, da, săli tot studio, unde jucăm. Iată, am întrebat astăzi la teatru, că eram, voiam să știu, să fiu pregătit cu temele făcute, avem 26 de spectacole, pe care le rulăm în cele trei săli ale noastre. Pe de altă parte, iată, mai aveți jucăm o colaborare și acum, o colaborare mai nou cu Teatrul Luceafărul. Exact. Așa, mai avem 2 minute. În aceste 2 minute o să-i mulțumim celui care ne găzduiește acolo, domnului Patrick, și care e un om pasionat de ce face. Ne-a găzduit acolo și iată, avem o sală mare în care se poate juca o comedie. Comediile la săli mici sunt, mai ales de genul ăsta, sunt neplăcute.
Și publicul trebuie să fie acolo, să-l simțiți aproape și să fie cât mai mult, că despre asta cred că e vorba. Sigur. Mai spuneți-mi într-un minut cât mai avem la dispoziție, ce alte piese, ce mai jucați, ce pregătiți, unde venim, să le spunem și telespectatorilor. Deci, la Teatru Mic veniți la oricare dintre spectacolele. Ne uităm pe, acolo, pe site și vedem acolo care e programul. Și 6 mai urmează încă două premiere. Eu acum am început de luni lucrul la un spectacol cu domnul Dabija, Alexandru Dabija, ca regizor, și dramaturgul este Gogol și e vorba despre un spectacol pe textul Revizorul. Am înțeles. Ceea ce cred, deocamdată îmi place, dar am avut doar o întâlnire. Să vedem cum va fi mai departe. Sunt convins că o să fie o minune. Eu personal, dacă mă întrebați personal, mai am diferite alte colaborări. Am avut chiar una foarte interesantă la Târgu Jiu, unde joc într-un Gorki, am fost invitat să joc acolo. Și mai joc în alte părți, spectacole. Ce mai apare? Da, și e bine că e, programul e încărcat, înțeleg, ceea ce e foarte bine. Nu foarte. La vârsta mea, deja am înțeles, am dreptul să spun nu. Cât să fie bine pentru dumneavoastră, dar trebuie să fie bine și pentru noi, cei care vă urmărim. Da, dar trebuie să-mi facă plăcere și mie ce fac și sper că v-a făcut plăcere să veniți aici la Jurnalul Cultural și dacă da, vă mai așteptăm să continuăm discuția. Absolut, mulțumesc frumos și veniți la Teatrul Mic în toate cele 4-5 săli, chiar și la comedie jucăm. Ne-am împărțit. Foarte bune spectacole. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Atât pentru astăzi. Mâine sunteți așteptați la un nou jurnal la aceeași oră 21. Și tot mâine de la ora 22 nu uitați de noua emisiune Terasa Urbană. Invitata specială a moderatorului Cairi Mendel este actrița crainică, realizatoarea de televiziune și scriitoarea Sanda Țăranu. Noi ne revedem luni seară. Până atunci rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!